Bună seara, dragi telespectatori! Vă salut din nou din studioul emisiunii Ora Locală. Și astăzi vom aborda noi subiecte de interes major pentru comunitate. După alegerile locale generale din toamna anului trecut, la cârma multor primării din țară au venit oameni noi cu viziuni și planuri ambițioase care au obținut încrederea cetățenilor datorită programelor pe care le-au înaintat. Un rezultat spectaculos în urma acelui scrutin l-a înregistrat partidul politic Shor. Reprezentanții formațiunii politice au câștigat în 43 de localități din întreaga țară și majoritatea primăriilor din Orhei. Am invitat astăzi la emisiune doi dintre aceștia. Este vorba despre domnul Boris Ochișor, primarul comunei Ivancea, și domnul Andrei Gălescu, primarul comunei Seliște, ambele localități din raionul Orhei. Bună seara, domnilor primari! Bun. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre și mă bucur că sunteți astăzi aici în studio la noi. Deci, ați primit votul cetățenilor. Este un vot de încredere și presupune foarte multă responsabilitate, mai ales că toată lumea o să compare cu rezultatele din municipiul Orhei, pentru că ăsta a fost exemplul cel mai elocvent pe întreaga țară. Ceea ce s-a făcut la Orhei nu s-a făcut nicăieri. Adică avem Comuna Jora de Mijloc, la fel, cu mari realizări și lumea are așteptări. Să înțeleg că, deci, după cum știm, toate cele mai întrebate și cele mai durute proiecte sunt cele de infrastructură. De asta aș vrea să începem cu proiectele de infrastructură, să-mi spuneți care este situația la domniile voastre în localitate și cred că corect ar fi să vorbim despre proiectul Iluminare, care a fost anunțat de domnul președinte. Deci a spus domnul Dinu Țurcanu și la prima emisiune și s-a anunțat peste tot că anul acesta planificăm să iluminăm întreg raionul Orhei după modelul municipiului Orhei, pentru că asta cred că este durerea cea mai mare a satelor noastre, trăiesc în beznă și la propriu și la figurat de foarte mulți ani. Domnul Chișor, care este situația la dumneavoastră în localitate cu iluminarea? Deci, la mine în comună sunt trei sate, am Ivancea, Brănești și Furceni. Când au fost alegerile parlamentare, doamna Marina Tauber, știți că ea a câștigat alegerile în circumscripția 19 și a fost promisiune că va face iluminat stradal. În Furceni este iluminat stradal, e super, foarte bine, lumea e foarte mulțumită, e clar că vrem și în Brănești și în Ivancea. Dar acum știți că noi am câștigat majoritatea primării, de ce s-a vorbit și la partid că a să fie un plan de dezvoltare, pentru că nu pot în tot fiecare sat, acum este Piatra, merge Tabra, pe urmă următoarea a să fie, dar asta a să fie la sfârșitul lui martie. Până când ieșim din situație așa cum putem. Dar la moment care este situația în celelalte două sate? În Brănești, în Ivancea, era întuneric. Vă dați seama, nu numai întuneric, dar nici drumuri nu. Lumea era nemulțumită. Acum noi am schimbat în jur de 150 de becuri. Le-am schimbat LED-uri și afară de asta... Stâlpii deja existenți, cei vechi? Da, cei ce vechi și plus cei ce am scos noi de la Furceni, le-am reparat și le-am valorificat. Le-am valorificat și le-am pus înapoi. În cel mai locuri care în deopște nu-i nimic, acolo în primul rând punem, s-a făcut. Acum e bine, pentru că nu lucra nici automatica s-a făcut, acum se pornește la timp, lumea cât de cât e mulțumită. Dar e clar că așteptăm proiectul care vrem, pentru că Furceni sunt tare mulțumit și... Și lumea când vede când că uite, vede acolo ce este, vrem și la noi. Da, da? Acolo, noi acum de-am ca ziua, mergem în sat, e foarte ok. Care este situația la Seliște cu iluminarea? În comuna Seliște, între trei sate, inclusiv și un microraion care se numește Burcuta, care aparține tot satului Seliște, sunt iluminate numai străzile principale. La moment avem elaborat divizul de cheltuieli, care este înaintat la Consiliul Raional Orhei. Ceea ce ține de iluminatul stradal este necesar pentru satul Seliște. Avem de construit 8 km de rețea, de cablu, 660 de becuri, de corpuri de iluminare de tip LED instalat. În satul Lucășău, că avem tot 8 km de cablu și 500 de corpuri de tip LED instalat. Satul Mana avem de construit 1,8 km de rețea și 300 de corpuri de tip LED instalat și microraionul Burcuta avem 2,8 km
Plus avem 200 de corpuri de iluminat, de instalat de tip LED. Vrem să iluminăm și un trotuar care ține din microraionul Burcuta înspre oprirea unde se află Casa Vinului, să facem stradă pentru pietoni, să iluminăm și această porțiune. Am înțeles. Dacă știm, am înțeles că aici la Ivancea va fi în a doua etapă, să zic așa, nu veți fi acum printre primele sate. Voi știți cam pe când se preconizează pentru telespectatorii care ne privesc de la voi din comună? Eu sper că în primele luni a primăverii cred că vom începe lucrările, deoarece divizorile sunt elaborate. Toate comunicațiile au fost anunțate și sper că... Da, lumea în sate știe că vor fi iluminate satele, este în așteptare? Da, lumea e clar că cunoaște, deci ei își întreabă zilnic când ați fi, le-am zis că la sfârșitul lui martie să avem un plan amplu care să știm precis, anul ăsta, la anul sau... Adică este un proiect totuși dorit de populație. Da, sigur, da. Pentru că acolo spus, LED-urile sunt performante și singur cheltuielile sunt mai mici, chiar și dacă becuri sunt mai mult, cheltuielile sunt mai mici pe electricitate și asta e bine și pentru primărie. Pentru bugetul primăriei, exact. Clar, da. Noi, la moment, din luna decembrie, am reparat numai iluminat stradal, în volum la 150 de becuri de tip econom. Am schimbat la 50 de corpuri de iluminare. O altă problemă, să spun eu, stringentă, la fel pe toată țara, este aprovizionarea cu apă potabilă. Și o avem peste tot. Domnul Chișor, la dumneavoastră, care e situația? Că știu că aveți o istorie acolo cu... Dar cred că problema asta nu numai la mine, e problema prin toată Moldova. Pur și simplu eu am ridicat-o, cred că cel din primii care sunt. În Ivancea s-a făcut aprovizionarea cu apă. Ceea ce era proiect nu s-a făcut datorită proiectului. Adică au fost schimbări și schimbările cele nu sunt prea bune. Acum trebuie să le reparăm din nou, să facem altceva, pentru că nu este bine. Deci un kilometru de țavă ei au economisit. Văd că am fost la cei care au făcut lucrările, zic că da, nu, o tăie de proiect și văd că nu, nu puneți, că nu trebuie. Să înțeleg care este esența problemei pentru cine. Esența problemei e dacă este fântână arteziană, da? Și este turnul. În mod normal, din fântână arteziană se duce în turn, din turn se duce în sat. Distanța de la arteziană până la turn e un kilometru. Trebuie să duc încolo, ei nu au pus... Trebuie încolo, pe urmă se întoarcă înapoi. Țava care de la arteziană până la turn, acolo și s-a conectat lumea. Și sunt care au presiunea în rubinete de la 10 atmosfere care le buhnește tot acolo. Adică e încălcat proiectul. Și acum noi trebuie să tragem kilometru cealaltă, unde trebuie, am pus în buget undeva 250 de... Asta în care sat? În Asta Ivancea. Ivancea. Uh-huh. Brănești acolo e mai complicat, pentru că s-au privatizat... artizienile, nu este clar, nu au clarificat și cu dânsi, nu știu ce e acolo, dar asta e nu numai la noi. Dar în Furceni s-a făcut o organizație obștească din 2002, nu știu cum s-a făcut și ce s-a făcut. Organizația și ei au cine vor îi primesc, cine nu, cui vor îi dau apă, cui vor nu îi dau apă. Să mă volnici. Apa, dacă este la Consiliu, a fost 8,50, dacă nu e achitat o lună, ei 12 lei pun, zic, în bază la CIC, nu aveți dreptul. Și asta dacă, conform legii, 8,50, dacă e 12, înseamnă că ei trebuie să aibă profit, dar dacă organizația obștească, ei n-au dreptul să aibă profit. Mai multe încălcări acolo au fost de la primărie, au fost dat în 2017, 100.000, 95, mai exact 95.950, pentru reparație, nu știu ce. În 2019 s-au cumpărat pompi, s-au cumpărat contoare. Și noi acum când ne-am adresat, băi, dați să vedem ce faceți voi acolo, pentru că afară de asta s-au acumulat bani la lume, poate că ei repară turnurile cele nu și mai făcut acolo, nu-i nici o dare de seamă, nu este nimic. Plus, anual, organizația asta e cotizație de la lume, care tot fără niciun document. Adică e dezastru total. Noi am vorbit cu domnul care este președinte acolo. Zis, în 2012 noi am avut curtea de conturi, a fost controlul la primărie, unde este scris că ei trebuie să întoarcă înapoi. Ei nu știu să întoarcă înapoi pentru că ei oricum este la bilanța primăriei. Ei au fost date în gestiune, dar documentele eu nici nu am găsit până la urmă. Unde sunt documentele care sunt date în gestiune, ce fac acolo? Adică
Ei sunt consilieri acolo, nu știu ce s-au făcut singur organizații. Acum aveți un plan de acțiune pe viitor? Aveți o soluție să rezolvați cumva problema pentru da, oameni? Noi am fost la lume, am discutat, ei spun acolo că vine primar, zvăie rețele, zvăie turnul, cu oameni buni. Aveți lupte, am înțeles. Ceea ce este a primăriei, asta e dumneavoastră, nu e a meu, nu e a primarului. Da, aveți un plan de acțiune? Știi, aveți măcar idee cum să rezolvați noi situația? Noi am fost creată la dânșii. Avem scrisoarele, am dat prealabilă că ei sunt obligați să întoarcă înapoi. Acum avem consiliu, la consiliu să iei decizia și conform deciziei ei sunt obligați să întoarcă înapoi. Vă dorim nu, succes în aprovizionarea cu pentru că, îți vezi, televiziuni vin, nu știu mai vin acolo, pentru că ei sunt într-un mod stem, pentru că acolo sunt foarte multe încălcări. Și dacă vine cineva în control, să ai foarte mari probleme. Atunci trebuie asta, să vină. Să vină. Pentru că lucrurile fi, trebuie să lucreze corect. A să fie și controale și tot, pentru că lumea trebuie să înțeleagă că băi, nu e chiar așa cum trebuie să fie. Primăria, dacă ei gestionează tot ce este a oamenilor, înseamnă că și lumea pe noi ne ales, că în Furceni, pentru mine au votat 90%. Înseamnă că eu duc o responsabilitate foarte mare, da, mare foarte pentru mare. Tot ce se întâmplă acolo. Deci ei noi vrem să facem ca să fie apă, cum am zis, apă, canalizații, drumuri, lumină, iluminat stradală, să trebuie să fie în fiecare sat. Proiectele de bază. Da. Domnul Gălescu, dumneata știi mai bine ca oricine probabil care este situația cu aprovizionare cu apă. Da, la moment în satul Selești este aprovizionat la 100%, inclusiv cu și microraionul Burcuta, de la regia apă canalul Orhei. Satul Lucașeuca este aprovizionat aproape mai mult de jumătate, dar mai este necesar undeva 4 km jumate de rețea de mai construit pentru a aproviziona tot satul la 100%. Ceea ce ține de satul Mana nu este aprovizionat de fel, este lăsată conductă pentru aducțiune, e prevăzut pe anul acesta, duc tratative cu regia pe canal în comun cu contribuția a primăriei Orhei, cu contribuția primăriei Selești, cu contribuția regiei apă canal și a populației, să ajungem cu apeductul și în satul Mana să aibă și să beneficieze de aceste servicii de apă potabilă, calitativă. Ceea ce ține de rețeaua de canalizare, este un proiect care a fost pornit în anul 2016, proiectul din Fondul Ecologic, un grant, care valorează de 12 milioane. În 2017 a fost... Pentru canalizare. Da, da. În 2017 a fost stopat din schimbarea guvernurilor, din lipsa de contribuție, când între aceste 12 milioane intră și contribuția primăriei. Obligatorie. Da, și a populației. Deoarece nu a fost contribuție, a fost stopat proiectul. Și acum încercați să... Da, săptămâna aceasta chiar este ședința Fondului Ecologic. În luna decembrie 2019 am depus o cerere pentru reînnoirea tuturor contractelor și sper că zilele apropiate să mă comunice despre ședința care a fost săptămâna asta și să-mi spui rezultatul, ce sumă ne valorifică și când vom începe lucrările. Să înțeleg că sunt sorți de izbând, adică ar putea să o ia foc și într-adevăr da, să reveniți. Vreau să vă spun ce includ în acest proiect. În acest proiect este prevăzut 11 km de rețea de canalizare gravitațională. Sunt două colectoare, a câte două întreg și doi. În care localitatea? Merge vorba despre satul Selești și satul Lucașeuca la moment. Așa. Da. 2 km, două rețele, câte 2 km de rețea sub presiune și construcția 5 stații de pompare. La moment ce este valorificat până în 2017 au fost numai 4,5 km de rețea de canalizare gravitațională au fost construit și undeva în sumă de 4 milioane au fost valorificat. Înseamnă că aștept acest proiect, poate l-om valorifica și anul acesta, om începe valorificarea. Deci proiectul ăsta cu Fondul Ecologic și la noi este în Ivancea. La noi proiectul e de 28 de milioane. Uh-huh. Dar 7 milioane s-au cheltuit. Problema, știți care e? Ei dau 200 de mii, acum auzi când dau 2 milioane. Însă și stația de epurare costă 8 milioane jumate. Deci cei care vin să facă lucrările, lui trebuie 8 milioane jumate ca să procure stația, să vii să o instaleze. Am fost, am vorbit și eu la Fondul Ecologic, anul ăsta am dat 2 milioane, mai facem ce facem, dar la anul mi-am promis că undeva în jur de 10 milioane sunt de ei, pentru că prelungim proiectul ăsta. Satul Ivancea e sat specific. Știți că foarte multe lume, chiar care din Chișinău locuiesc, care, să zicem așa,
sunt stare să aibă, au foarte mulți căs acolo, dar nu locuiesc din cauza că n-au condiții. Și noi dacă le faci condițiile astea, canalizație, apă, lumina stradală, drumul, da, alimentare, plus noi suntem zonă turistică, știți că toți noi trec pe acolo. Acum noi ne-am adresat și la mai multe organizații că să ne ajute să facem drumurile ies care sunt naționale, chiar și ne-am adresat la SA Drumuri Orhei pentru să facă drumul central. Și atunci mergem mai departe. Asta era următorul subiect care vreau să-l ating, care este starea drumurilor în satele unde, pe care le gestionați, în localitățile pe care le gestionați. Deci starea, dacă s-o trasă, că unii s-o trasă canalizație, ei stricată înapoi nu este prea făcut. Dincoace la Furceni sau fost gaz, tot așa, drumul nu este făcut. Anul ăsta noi preconizăm, avem 600.000 la fondul rutier, să facem două drumuri în Furceni, facem, adică le-am împărțit, zicem așa frățești, câte 200.000 la fiecare sat, pentru că să nu fie supărări, și facem două drumuri în Furceni, să facem un drum care este problematic în Brănești și să facem drumurile care sunt în Ivancea. Și aici putem varianta albă. Dar necesită ceea ce este acolo foarte mult, trebuie de făcut. Și trebuie de făcut drumul central, care la noi, eu am zis că este zona turistică, merg foarte multe mașini pe acolo și nu avem trotuar. Noi ne-am adresat aici, mi-am spus că trebuie să ne adresăm la Ministerul Finanțelor ca să ne dea bani pentru a face trotuarul. Și eu am cerut pur și simplu să fac curățenie pe drum. Că dacă nu am face tot frumusețea asta, și plus el trebuie să fie atractiv. Sigur, sat trebuie să fie atractiv, când merg turistul, înseamnă trebuie să oprească și la noi. Neapărat. Dar ca să oprească, trebuie să vadă ceva. Ce aici vrem să facem. Și așa sunt la lume, noi am promis. La Seliște, care e situația cu drumurile? Desigur, este necesar de reparat. Drumurile sunt într-o stare foarte deplorabilă. Sunt făcute numai drumurile principale, dar restul drumurilor, cum v-am spus, că nu corespund nici la o cerință. Dar iarăși, reieșind din ceea că avem de conectat rețeaua de apiduct, de construit și cu rețeaua de canalizare. De lucrurile ce... se fac pe rând. Da, da. Până nu facem lucrurile astea, după aceea trecem. Unde a fost implementat proiectul de canalizare și de apiduct, drumurile cele le-am începe a le repara, dar avem și noi prevăzut din fondul rutier 490.000 de lei și din fondul primăriei, din bugetul primăriei jumate de milion, avem aproape la 1 milion de lei pe anul acesta să valorificăm pentru reparația drumurilor. Dar iarăși v-am spus, acelea care de-amă sunt amenajate, de-amă când trecute, de-amă cu rețelele, cu tot. Am eu impresia că nu va ajunge un mandat să îndepliniți tot ce este nevoie, ce nu s-a făcut în atâția ani, să vă ajute Domnul, dar vă doresc mai multe mandate ca să reușiți să faceți tot de ce este nevoie. Domnul Gălescu, da. Aveți implementat acolo la voi un proiect la care eu țin foarte mult, care a mers după modelul Orheiului, este vorba de alimentarea copiilor în grădinițe prin sistemul de catering. Da, așa este. Da, este. Vreau să vă rog să ne povestiți. După cum cunoașteți că în toate grădinițele cred că este o problemă că copiii mănâncă mâncare prăjitură, dar noi vrem ca să fie copiii sănătoși și să le facem o hrană specială pentru sănătatea copiilor. Și de ce am decis să trecem la sistemul ăsta catering, care a fost implementat în Orhei cu mare succes și sper că și la moment noi de pe 13 ianuarie 2020 am început acest proiect. La moment văd că copiii sunt satisfăcuți, le place mâncarea. Părinții sunt foarte bucuroși că copiilor sunt sătui și nu avem nevoie de specialiști care trebuie cu gramajul, cu probleme. Acum vine tot, vin în steril, vin băieții îmbrăcați în uniformă, tot. Avem un material video la acest subiect, propun să-l urmărim, după care revenim aici în studio. În comuna Seliște, raionul Orhei, unde la alegerile locale a câștigat candidatul din partea partidului Șor, Andrei Gălescu, chiar și cei mai mici locuitori au simțit deja schimbările spre bine. De exemplu, preșcolarii vor primi hrana în grădiniță după sistemul catering, iar asta înseamnă că mâncarea va ajunge pe mesele copiilor din cele mai bune restaurante din Orhei. Promovăm o mâncare sănătoasă pentru copiii sănătoși. În comuna Seliște sunt 4 grădiniți,
Două se află în satul Lucașovca, una în satul unde suntem Selește și una în satul Mana. Toate patru grădinițe azi au fost alimentate de sistemul catering. Municipiul Orhei tot a fost implementat proiectul acesta și a fost implementat cu succes mare și am hotărât și noi să încercăm. De acum înainte, copiii vor mânca alimente nu doar gustoase, ci și sănătoase. Moldovenească cu tăiței de casă. Este gustoasă. Mie mi-e place supa de legume cu pesmeț. Este gustoasă? Da. Am mâncat plăcintă cu brânză și cacao cu lapte. E gustoasă. Directorul instituției preșcolare din satul Seliște spune că părinții susțin inițiativa întrucât bucătăria grădiniței nu este dotată suficient ca să acopere pregătirea alimentației pentru 25 de copii. La noi bucătăria nu e dotată conform cerințelor pentru copii. Iată, azi, ca prima zi, noi am observat deodată. Felul întâi se face conform pentru vârsta copilor. Copiii au mâncat, într-adevăr. Dacă au fost de acord, înseamnă că eu cred că o să fie mulțumiți. Noi am pus meniul și în antreu. Anterior, sistemul catering a fost implementat și la grădinița din Isacova. Reamintim că în Orhei, la inițiativa fostului primar Ilan Șor, în premieră în țara noastră a fost realizat programul alimentației centralizate în grădinițe. Sistemul catering presupune prepararea mâncării în instituții specializate, ulterior ea este livrată în grădinițe. Instituția este amplasată în unul dintre cele mai bune restaurante și corespunde celor mai înalte standarde de calitate, iar livrarea se face sub o monitorizare riguroasă, astfel că Orhei a devenit primul oraș în care preșcolarii se alimentează cu mâncare de restaurant. Foarte frumos și foarte îmbucurător faptul că acest proiect a prins viață, pentru că chiar când se implementa la Orhei, toată lumea era sceptică, toată lumea, chiar și critici aveam, slava Domnului, s-a demonstrat că ceea ce este bun nu are nevoie de prea multă reclamă. Lucrează, este foarte bine și foarte potrivit, cum ați menționat. Nu avem specialiști în sate, nu avem nici bucătării dotate așa după standarde. Avem procedura de achiziții, care nu este cea mai perfectă, știi, impune să cumperi cel mai ieftin produs și multe, multe, multe alte momente care ne-au adus la aceea să implementăm catering-ul și uite că lucrează foarte bine. Dar ce spun părinții? Sunt mulțumiți? Ce spun copiii? Pleacă acasă sătui? Da, de ce spun copiii? Sunt sătui și de ce sunt părinții foarte bucuroși? Chiar am discutat într-o zi cu medicul de familie din satul Selește, doamna Angela Mihalaș, care vin părinții când vin la consultații, toți au laudat sistemul, sunt foarte bucuroși. N-au cuvinte. Mă bucur foarte mult. Deci și la noi este în școala Brănești, tot este catering. Deci și vrem și noi. E clar că acum pregătim, n-am fost gata de la început, acum pregătim tot ce este necesar. Discutăm cu părinții și oricum trecem la catering și noi. E problemă, avem și în Furceni, pentru că avem numai două grupe la grădiniță, dar avem copilași mai mult. Și asta ne bucură faptul ăsta, pentru că avem tineret și nu avem unde duci copii. Furceniu are grădinițe, nu sunt copii, adică sunt copii, dați mai puțini, Brăneștiu, grădinița e mică și acum noi am găsit soluția la etajul 2 unde este cantina de la școală, că acolo e într-o clădire și școala și grădinița. O trecem în subsol și în loc de cantină facem a treia grupă. Adică lărgiți grădinița. Lărgim grădinița, dar până când am spus că dacă ei doresc, eu sunt gata în ziua de astăzi să le dau transport ca să duc copilașul la Furceni până când ne clarificăm cu situația. Foarte îmbucurător faptul că aveți mai mulți copii. Da, asta foarte mult ne bucurăm. Avem tineret. Să vorbim și despre, dacă tot am atins cumva subiectul tineretului, generației tinere, aveți o școală de sport, un proiect, ceva, spuneați în pauză. De, noi vrem să facem mai multe, nu numai școală. Noi vrem să facem tot. Dar vedeți că în Brănești nu avem casă de cultură. Uh-huh. Și acum am fost, am discutat, am avut vreo 3 întâlniri cu locatarii de acolo, ne-am determinat unde va fi casa de cultură, acum pregătim documentele și o să încătăm proiecte, pentru că nu e normal. În Furceni este casa de cultură foarte bună, e reparată,
în Ivancea este casa de cultură reparată, dar la noi se face ca de obicei, casa de cultură s-a reparat, dar acoperișul nu. Și curge și anul ăsta trebuie să facem acoperișul. Și mergem mai departe cu sportul. Acum avem sală de trântă în Furceni. Deschidem sală de trântă în trântă liberă în Ivancea. Am deschis-o. Aveți așa tineret mult în sat. Avem tineret și chiar care îl avem trebuie ocupație. Exact. De aceea noi avem o clădire care a fost a grădiniței, ea acum nu se folosește și eu acolo să fac un club de sport. Le-am promis la femeile noastre că ele să fie toate frumoase, facem fitness club. Dar sus facem, a început, am schimbat geamurile acum, facem codeaua și aducem trânta. E acum, ei se întrenează, dar la școală, pentru școala este într-o stare nu prea bună, să zicem așa, sala de sport. Deci noi am aplicat proiectul este 3+1 pentru reparația școlii, 500 de mii. 3 plus 1, proiectul ăsta unii diaspora, noi participăm statul și cu o persoană juridică, am depus actele o săptămână în urmă, așteptăm rezultatul, dacă rezultatul va fi pozitiv, înseamnă că noi ne apucăm de reparație, până în toamna viitoare să avem și sală de sport. Și plus să avem sală de trântă și plus fitness vrem să avem. Eu insist să invitați echipa noastră de filmare să filmeze sala de fitness din sat și sala de trântă. Acum am vorbit cu un antrenor foarte bun. Până la urmă zis că vine, trebuie să-i găsim unde să locuiască ca să antreneze copilașii noștri. Succes! Noi avem rezultate bune și în Europa de la Furceni, de aceea și noi mergem mai departe. Singur, eu tot am făcut trântă liberă, de ce? De asta e un proiect de suflet. Da, e un proiect de suflet, de ce ești? Eu nu mă pot lauda cu așa sală de sport. La noi există o sală de sport, tot este, se află în incinta Căminului de Cultură din Selește. Tot practică trânta, sunt performanțe, dar necesită un covor de cumpărat pentru trântă, necesită niște investiții. Sper că o obține și pentru sport, că vrem să promovăm și noi sportul în Comuna Selește. Vă adresați la mine, vă dă adresa. Eu ne-am luat covorul, am luat tot saltelul. Covor, ne trebuiește utilaj, trebuiește frumos. Dumneavoastră aveți o realizare, dacă nu greșesc, este vorba despre gunoștea din sat. Ei, ca să spunem că, da. Primii pași, da. Chiar din primele zile a mandatului am fost în vizită inclusiv cu șeful Agenției Ecologice din Orhei, într-o vizită la Gunoiște. Gunoiștea se afla într-o stare foarte urâtă, nici n-am cuvinte să spun. În scurt timp am amenajat-o la un nivel foarte bun și pe perspectivă vrem să fondăm o întreprindere care se ocupe cu colectarea deșeurilor din comună și să le transporteze la acea gunoiște care este. Băi, la noi gunoi îndeopște o problemă foarte mare. Înțeleg. Noi avem gunoiști neautorizate, aruncă unde vreți. Și nu vă dați seama dacă noi avem locuri pictorești, ce înseamnă Ivancea. Ivancea tot timpul a fost o zonă specifică. O bijuterie. Da, o zonă specifică și acum e tot în gunoiște. Deci aici am făcut noi, da? Am făcut curățenii la gunoiște din Ivancea, la Furceni, ei chiar în intrare în sat, e foarte urât. Am făcut ceea ce am făcut, ceea ce am putut face. Dar acum noi avem organizații care se ocupă cu colectarea gunoiului. Avem tractor, avem oameni și primul pas care l-am făcut, am făcut întâlniri cu locatarii, să facem separarea gunoiului. Adică plastic să-l punem aparte. Să sortați. Dacă acum ei pun tot într-un sac și noi îl luăm, tractorul acum se marcă tractorul aparte, unde să fie special pentru plastic. Și plastic, credeți că populația este suficient de educată încât să... Da, încet ușor să o educăm, pentru că altă ieșire nu este. Asta tot de mine. Noi avem pachete pe toate lanurile care sunt acolo și toate... Da, asta, da. Asta e pericol. Este o catastrofă ecologică. Eu m-am adresat de mult la toți. Și la raion, și la Ministerul Mediu, și peste tot, să ne ajute să facem ceva, să ieșim din situația dată care este. Asta e, cred că nu numai la mine, asta e toată Moldova. Așa dacă aici, în timp apropiat nu facem nimic, asta să fie catastrofă. Mai avem un moment despre care îmi e și rușine să vorbesc. În anul 2020, nu toate localitățile din țară sunt gazificate. La voi care este situația? Deci la noi Ivancea 90% e gazificat, Furceni s-au început a gazifica undeva vreo 20-30%, Brănești încă nu este gazificat.
Deci anul ăsta nu a fost am vorbit cu Orhei Gaz, avem 450.000 pentru Brănești, începem gazificarea, și Ivancea avem 350.000. Ivancea o finisăm, Brăneștiul îl începem, vrem să începem de la punctul medical, bibliotecă ce avem acolo, plus oamenii care sunt mărg pe linie. La moment, punctul medical se încălzește de la sobă. Se încălzește de la sobă, da. De punctul medical la sobă și în Furceni tot așa, nu știu de ce s-a tras numai la fostul primar și nu știu la cine, ca de obicei, dar nu a ajuns la punctul medical. Deci noi acum să facem tot posibil ca să fie implementat proiectul ăsta așa cum trebuie să fie. Punctul medical, ce mai este acolo, la școala și alte obiecte. Nici asta nu e gazificată? Nu, școala nu este gazificată, nu. Dar avem la Casa de Cultură, avem făcut o cazangerie pe peleț. Uh-huh. Acum e modern, tot din proiect și e destul de binișoară. Uh-huh. Dar școala nu. Voi? Satul Mana nu este gazificat de obște. Dulapul se află de mai mult timp la intrare în sat. Este proiectul făcut pentru sat, dar nu știu din care motive până la ziua de azi nu a fost gazificat satul. Am dus tratative cu Orhei Gazul, care mi-au promis că în a doua jumătate a anului 2020 a să ne includă în proiect, poate să gazificăm, iarăși cu contribuția primăriei. Grădinița din sat, Mana, trebuie și numai decât de gazificat. Și nici grădinița nu este grădinița. Tot de la sobă. Tot, da, și casa de cultură tot e de la sobă. Și deamă clar lucru că și toată populația tot e la sobe. Ceea ce ține de satul Lucașeuca, nu este gazificat, numai casa, Caminul de Cultură nu este gazificat, dar tot am depus cereri chiar săptămâna asta la Orhei Gaz pentru elaborarea condițiilor tehnice, pentru conectarea la rețeaua de gaz. Sper că sezonul nou de încălzire vom fi cu gaz, dar nu cu lemne și cu cărbune. Chiar vă doresc succes. Este un moment foarte important și periculos pe alocuri. Pentru că nu sunt gazificate niște instituții atât de importante. Acum am avut un program special pentru familiile astea vulnerabile care sunt. Ne duc și am pus detectoarele astea pentru că se... Da, împreună cu DSEO, exact. Da. Domnul Gălescu, nu pot să nu ating un subiect așa mai delicat, pentru că este un caz cu răsunet care a avut loc în localitatea dumneavoastră. Este vorba de un caz care se presupune a fi un caz de abuz. Un copil este, se presupune că este abuzat de mamă, de rudele acesteia. Dacă puteți să ne spuneți mai mult despre ce este vorba, care este situația, dacă o monitorizați, dacă țineți la control. Da, în responsabilitatea autorităților locale intră și monitorizarea și acestor cazuri. Iar noi acționăm în baza legii și numai în interesele copilului. Să înțeleg că nu v-ați descurcat încă care este situația și de asta cred că și noi la postul nostru de televiziune o să revenim cu detalii despre acest caz, să aflăm și noi mai multe și să înțelegem care este de fapt situația acolo. Dar dumneavoastră ați fost, ați vizitat familia? A fost făcută comisia administrativă. În baza comisiei administrative s-a hotărât că copilul să fie luat și plasat la un centru de plasament din Chișinău. Eu personal l-am transportat copilul la centru de plasament. Am discutat cu șefa de la centru de plasament, cu psihologul, cu fetița la moment îmblă la liceu din Chișinău, este, frecventează. Iarăși am fost nevoiți că deoarece nu aibă influență din partea părinților și de aceea am hotărât până nu se expune instanța de judecată cu cine va rămâne copilul. O să mai revenim pe parcurs cu detalii și informații despre acest caz. Acum, pe final, vreau să vă propun ca un exercițiu de totalizare. Poate am omis eu ceva, poate aveți alte planuri, proiecte pentru 2020 despre care eu n-am menționat sau poate le-am scăpat din vedere sau poate și realizări sunt despre care eu nu am vorbit. Deci planurile sunt foarte mari.
Am auzit. Deci, dar știți care e problema? Sunt foarte multe probleme. Eu le văd într-un fel, când comunic cu lumea, îi văd în alt fel. Deci tot timpul eu mă consult cu dânșii. Da? Facem adunare, întreb oameni buni, avem de făcut drumuri, avem de făcut ilumina stradală, avem de făcut acoperișul, avem de făcut căldură, ce facem primul? Și ei îmi spun că începem de aici, pentru că e clar că noi nu avem în buget, nu avem banii ca să facem într-un an tot. Acum noi am mers în felul următor, banii primi ce facem? Acum facem, pregătim documentația pentru diferite proiecte. Ca noi proiect să avem documentația gata, este proiect, am venit, că am fost și am vorbit și cu la FISM, am vorbit și cu dezvoltare rurală proiecte, am vorbit și cu Ministerul Mediului. Că sunt foarte multe proiecte, aplicați peste tot unde este posibilitate. Să aplicăm peste tot unde este posibil, să tragem investiții, că asta e cel mai important este. Fără investiții noi n-ați facem nimic. Adică să facem o parte, dar n-ați fi dezvoltarea cei care trebuie să fie. Dar în 4 ani de zile noi trebuie să facem, eu nu știu, trebuie să facem foarte mult, avem de făcut. Ca obiectiv, în afară de ceea ce am menționat eu, mai aveți ceva ascuns pe acolo, ceva subiectiv? Grădinița, acoperișul trebuie să facem, avem 600 de mii drum. Avem pavaj de făcut la grădiniță, avem alt grădiniță în Furceni unde trebuie să facem reparații înăuntru, avem de încălzire de făcut a grădiniței tot la Furceni, exteriorul eu am în vedere de făcut încălzire la pereți, de schimbat. Că sunt lucruri foarte multe care trebuie să le facem. În afară de drumuri, noi avem un drum în Deopște, noi avem o problemă cu transportul. Transportul de la Furceni care vine la Orhei, el vine prin Ivancea, prin Brănești, pentru că direct nu poate veni, că drumul acolo e rău. Deci când am dat de drumul cel care trebuie să-l repară, el nu-i nimănui. Tot spun că, nu știu, ia statul, nu-i clar a cui. Acum am adresat la raion, raionul s-a adresat la guvern, să-i schimbe destinația ca să poată să-l repare și noi să mergem direct. Pentru că direct, dacă ei merg, aici vreo 3-4 km, dar în jur ei merg 30 km. E clar și alt tax trebuie să plătească și timpul, cel mai principal. Dar noi dimineața foarte multă lume vine la... Și ei, dacă se încarcă la Furceni, la Brănești am la unde se încarcă. Stă lumea și așteaptă. Înainte mai era un transport, acum nu este. Adică e o problemă foarte mare. Care noi sperăm că acum s-o... Lucrați asupra ei. Da, s-o rezolvăm. La voi? La noi planurile, cred, care le-am spus pe anul acesta și așa sunt foarte mari. Chiar sunt foarte mari. Sper să le realizăm la 100%. Mai este o dorință personală a mea, dar chiar și în plan. Grădinița numărul 1 din satul Lucășeuca este acoperișul, cum a spus și domnul Ochișor, că la dâns toate probleme. Este necesar, este divizul de cheltuieli făcut în sumă de 630.000 de lei. Acoperișul este într-o stare foarte nesatisfăcătoare. Când plouă, se șed educatoarele cu căldărușa, da, și strâng apa. Și aș vrea niște terenuri de joacă, că nu există nici într-o grădiniță din cele 4 grădinițe, nici un teren de joacă. Și cred că și prin comună ar fi bine să fie amenajat măcar niște terenuri de joacă pentru copii, un parc măcar, o zonă de odihnă. Dar iarăși perspectivă, cred că noi tot într-un an de zile să realizăm, cred că pe parcurs asta ne stăruim să realizăm toate. Deja tot ce ați spus pentru anul ăsta, cred că depășește tot ce s-a făcut în ultimii 30 de ani. Așa că eu vă doresc succes, răbdare, înțelepciune, specialiști buni cu care să lucrați. Asta este foarte important. Eu vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Sper că ne mai întâlnim aici în studio și sper că o să ne invitați la diferite evenimente, deschideri, cât mai multe, să nu reușim noi să le filmăm pe toate, atât de multe să fie. Obligatoriu, vă mulțumim. Vă mulțumim frumos. Stimați telespectatori, aici emisiunea noastră a luat sfârșit. Cu siguranță domnii primari au mult de lucru în comunele pe care le administrează și adevărata muncă abia începe. De asta eu le doresc succese, putere și realizări, astfel încât să justifice acel vot de încredere care a fost acordat de către locuitori. Eu vă mulțumesc pentru prezență, stimați telespectatori, și vă dau întâlnire duminica viitoare la Orhei TV, aici, la ora locală.